Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Gândește, Decide, Votează. Este o emisiune cu care o să vă întâlniți și pe care o să o vizionați pe tot parcursul campaniei electorale, pentru că nu e așa, până pe 27, aproape de 27 septembrie, suntem în campanie electorală, atunci când noastră va trebui să mergeți la vot și să vă alegeți primarul, consilierii locali pentru următorii 4 ani și, bineînțeles, și președintele Consiliului Județean și cei care vor face parte din legislativul județean. La această ediție avem invitată echipa PNL, este vorba de candidatul PNL la primăria Roman, domnul Leonard Achiriloae. Bună seara, bine ați revenit! Iar lângă domnul Achiriloae se află doamna Roxana Lohan, sărumâna, candidat la Consiliul Local Roman. Bună seara, bine v-am găsit! Echipa PNL, am spus foarte clar. Pe domnul Achiriloae știu deja, cred că suntem la a treia, a patra emisiune. Pe dumneavoastră nu vă știu, cred că sunt de juriță, dacă nu mă știu, din auzite, da, nu? Da, sunt de profesie avocat. Am absolvit facultatea de drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totodată am absolvit și facultatea de fizică, specializarea fizică medicală din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Din anul 2009 sunt avocat, membru în Baroul Neamț și practic această profesie. În tot acest timp m-am dedicat și am lucrat cu oamenii, iar din anul 2016 sunt alături de echipa liberală. Am fost alături de ei la alegerile locale din 2016, la alegerile parțiale care au avut loc în anul 2017 în Roman, Bălțătești și Pipirig, la alegerile parlamentare, alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. În tot acest timp am ținut legătura cu toți candidații din cele 83 de unități administrativ-teritoriale, am coordonat departamentul juridic din cadrul filialei PNL Neamț și sunt și președinta Comisiei de Arbitraj de la conducerea PNL Neamț. Am considerat că înainte de a candida, înainte de a intenționa să fiu candidat pe lista Consiliului Local Roman, trebuie să le arăt colegilor că muncesc și de ceea ce sunt eu în stare. Și aceasta a fost decizia mea ca în anul 2020 să-mi depună candidatura la această funcție. Bun, sunteți pe lista PNL-ului și din ceea ce spuneți l-ați fost alături până acum, i-ați sprijinit în activitatea politică, ați făcut politică într-un fel, dar acum efectiv vă implicați și aveți posibilitatea să ajungeți în legislativul primăriei Roman, acolo unde veți lua decizii astfel încât domnul Achiriloae, dacă va ajunge primar, să pună... Doamne ajută! Sigur. Da, aveți o groază de proiecte, am încercat și am reușit parțial să discutăm despre ele. Mi-am propus în această seară, bine, împreună cu dumneavoastră, o să ne vorbim și dumneavoastră despre ceea ce înseamnă Roman Smart City. Este o expresie des uzitată în ultima perioadă, însă domnul Achiriloae, la ultima emisiune v-am lăsat cu proiectul cu ideea. Da. Ideea nedusă până la capăt. E un proiect interesant cel cu incubatorul de afaceri și ar fi bine să le explicăm oamenilor. Sigur, ce înseamnă exact acest incubator. Cu mare drag, tocmai de aceea suntem aici în fața dumneavoastră, a romașcanilor, să prezentăm proiectele noastre, să prezentăm echipa noastră, așa cum vedeți alături de mine, colega mea Roxana, o viitoare colegă de Consiliul Local și determinată, implicată în viața politică a ultimilor ani, dar totodată și în viața personală. Este un avocat de succes al Baroului Neamț, o experiență juridică care ne va fi benefică și totodată cu proiecte bune și cu proiecte de viitor pentru Roman. Continuând ideea de la care am rămas, vom veni și de fiecare dată încercăm să prezentăm unul sau două proiecte care să aducă bunăstarea romașcanilor, să vină în sprijinul unei categorii sociale sau unui domeniu de activitate. Și mă bucur că astăzi aș putea să prezint în fața dumneavoastră, romașcanilor, o idee a unor tineri din Partidul Național Liberal cu care am gândit acest incubator de afaceri, denumirea unui centru care vrea să vină în sprijinul tinerilor întreprinzători, cei care vor să crească o afacere de la zero. Acesta e prototipul, e ideea unui astfel de parc care va avea un complex, da, e vorba de fosta cantina liceului 1 din Roman. O zonă care, așa cum știm cu toții, este o zonă degradată în momentul de față, o zonă cu clădiri insalubre, o zonă cu împaragină, cu tot terenul de acolo degradat și nearanjat și neigienizat.
Ne-am gândit că e foarte important pentru economia unui oraș dezvoltarea unor afaceri și atunci să putem veni în sprijinul tinerilor cum? Atrăgându-i înapoi în roman după ce termină și își fac studiile, să vină să investească și să-și dezvolte o afacere în roman. Punându-le la dispoziție o astfel de idee, romanul devine mai atractiv, devine parte a unei acțiuni comune între tineri și autoritatea locală care îi sprijină, punându-le la dispoziție un astfel de parc incubator de afaceri. Ce ne dorim să fie aici? Această zonă verde, o investiție de tip verde, cum o numesc europenii. Un spațiu cu 15-20 de birouri în care se poate fi circa 15-20 de companii, dotat și construit după ultimele norme și vrem să fie acoperișul să fie făcut din panouri fotovoltaice. Un green deal. Încălzirea și răcirea să fie cu pompe de căldură. Spațiile interioare să fie luminate cu LED și inteligent, să se aprindă funcție de intensitatea luminii de afară, să aibă zone de umbrire profi. Totodată trebuie să fie și într-o zonă, de asta ne-am gândit la acea zonă, să fie și o zonă ușor accesibilă, să fie lângă europeană, să fie o zonă care se poată dezvolta, o zonă de acces ușoară acolo, unde noi am gândit pentru acea curte, o parcare pentru biciclete, parcare pentru trotinete, pentru mașini electrice. Inclusiv vrem să prevedem în acea parcare o stație de încărcare electrică. Toate aceste lucruri le dorim a le pune în operă cu fonduri europene. De ce spunem acest lucru? Așa cum știm cu toții, pentru exercițiul 2021-2027, Uniunea Europeană va avea alocat cu precădere resurse pentru această zonă de dezvoltare, zona verde și zona informațională, digitalizare, și de aceea trebuie să noi, autoritatea locală, trebuie să fim foarte bine pregătiți cu proiecte care să poată fi ușor finanțate din aceste fonduri. Dar, totodată, acest obiectiv vine să pună la dispoziția tinerilor această capacitate fără a avea grija unei chirii, plății unor utilități, că de cele mai multe ori când pornești o afacere sau e la început, când îți pui bani pe bani și îți faci un plan de afaceri, te gândești, aoleu, prima dată, cu ce plătesc chiria, cu ce voi plăti utilitățile. Ei, tocmai aici este zona în care noi intervenim când punem la dispoziția tinerilor, celor care vor să investească, dar nu numai tinerilor, e posibil ca un astfel de startup să fie generat și de o persoană care poate a trecut de prima tinerețe. Nu neapărat dar are să fie, idei bune. Dar are idei și dorește să înceapă un business. Să poată găsi, așa cum am spus, această zonă de birouri pusă la dispoziție cu o chirie modică de către autoritatea locală, să găsească aici zonă de depozitare modulară de 50 de metri, de 150 de metri sau chiar mai mare, funcție de activitatea lui, dacă e activitatea de depozitare, să zicem, dacă are activitate de mică manufactură sau de producție. Orice idee de afaceri să se poată dezvolta într-un astfel de incubator. Adică să li se poată pune la dispoziție inclusiv spații de producție dacă... Exact, sau mică producție, că sunt ansamblează. De exemplu, acum ați văzut mulți tineri fac acele viziere. Da? Pentru un astfel de atelier va fi nevoie de un spațiu poate de 50 de metri sau 100 de metri pătrați. Atunci noi să putem în zonele de hale de producție să avem această modulare. Care să și permită, nu putem discuta despre fabrică de tractoare, de exemplu. Sigur. Deci niște afaceri care să se poată dezvolta acolo. În această zonă. Astfel, în primul an va fi o chirie modică, după care în al doilea an propunem să aibă o suportare de jumătate din cheltuielile aferente. Presupunând că deja afacerea merge. Absolut. În acest moment afacerea e în creștere, afacerea se consolidează, investitorii se așează deja în economia de piață, încep să cunoască intensitatea unei concurențe în zona aceasta și sigur se vor căli și se vor dezvolta. Astfel credem noi că după 2 ani de zile o astfel de afacere care
a rezistat și este pe un trend ascendent, fiind în perioada de creștere a firmei, urmând perioada de maturitate, va putea ieși în zona liberă să-și găsească și zborul, să-și ia zborul din acest incubator, cum l-am ajutat să crească, da. După care lasă locul altui tânăr, posibil investitor tânăr. Care să vină în această zonă de dezvoltare. Clar, este o idee benefică pentru tineri. Mulți dintre tinerii noștri încearcă să se dezvolte în centrele universitare cu precădere, unde găsesc mult mai multe astfel de oportunități și atunci ezită să se întoarcă în Roman, iar noi astfel vrem să le oferim posibilitatea unei dezvoltări și în zona economică. Ei au imaginație, au idei de afaceri și noi trebuie să venim în întâmpinarea lor pentru a le susține că, așa cum spuneam la început, nicio societate nu poate trăi și nu se poate dezvolta fără un mediu economic sănătos. Atunci când economia merge, când toată lumea aduce plus valoare în zona economică, putem considera că și societatea se dezvoltă. Avem angajați, avem contribuții, avem exact. Impozite, avem. Asta înseamnă o creștere a veniturilor pentru autoritatea locală, care se întoarce tocmai în zona de dezvoltare. Și nu vrem să pierdem această oportunitate pe care Comisia Europeană și Uniunea Europeană o are în vedere în sprijinirea acestor tipuri de investiții. Ați estimat ca și timp cât ar dura să ridicați acest complex, acest incubator de afaceri? Nu cred că timpul este foarte... efectiv, cred că într-un an se poate ridica. Cel mai important e pregătirea, întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectării, care poate dura, sigur, așteptăm ghidul, dar poate dura și aceasta un an. Deci e un proiect care se poate dezvolta undeva într-un termen mediu, am zis noi, undeva între 2-3 ani de zile, perioada de la idee până la demararea acțiunii și implementarea proiectului. Aceste investiții sunt gândite, sau investițiile pe care Uniunea Europeană dorește să le facă în această etapă, cuprind deadline-ul 2027, asta înseamnă toată perioada de proiectare, studii de prefezabilitate, proiectare, execuție și implementare, fiind clar ultimul an 2027. Deci, cu alte cuvinte, sunt șanse mari în cazul în care veți fi ales primar al orașului Roman ca acest incubator de afaceri să fie funcțional la sfârșitul primului mandat. Mă gândesc că poate mai doriți unul. Asta e și dorința noastră. E un proiect la care țineți foarte mult pentru că este primul pe care îl dezvoltați și îl explicați telespectatorilor. Sună foarte bine. Am mai auzit de astfel de idei și în alte orașe. Din păcate, exemple, cel puțin exemplele pe care le știu eu, nu sunt tocmai bune. Au fost ridicate astfel de centre de afaceri, astfel de incubatoare, care nu au mers. Din diverse motive. Probabil că și orașele nu au fost inspirate alese sau probabil ceva s-a întâmplat cred acolo. Cred că depinde și de dimensiunea unui astfel de centru, depinde și de cât de interesată este autoritatea locală de a oferi facilități, limita de facilitate pe care o normal, oferă contează foarte mult. Toate lucrurile acestea sunt sau generează factori importanți în dezvoltarea unor societăți comerciale, a unor firme. Considerăm că investiția de tipul unei investiții verzi e o investiție foarte economică, adică nu va genera o cheltuială foarte mare, fiind ușor suportată de autoritate, pentru că totul e pe energie regenerabilă. În acest costurile sens, nu vor fi costurile mari, nu, exact, vor fi, nu vor fi mari și atunci ne va permite să putem subvenționa. Sigur, activitatea într-un astfel de centru nu se rezumă doar în etapa de investiții. Noi, autoritatea locală, avem mult mai multe activități de demarat pentru a sprijini această activitate. Pentru că dacă doar le pui la dispoziție cu o facilitate, cum am zis, acest spațiu, nu cred că e suficient. Noi trebuie să fim mereu alături de acești investitori care sunt cumva pentru autoritatea locală un generator de venituri. Absolut. Și atunci va trebui să le punem la dispoziție o consultanță juridică
gratuită. Va trebui să-i punem în contact cu anumiți mari investitori sau cu investitori care acționează în zona Roma sau în zona metropolitană. Sau, pentru că așa înseamnă să-i sprijin. Le asigura și consultanță cu alte cuvinte. Exact, exact. În domeniul marketingului, în diverse domenii de activitate. Sigur, aici este colega mea Roxana care cu o experiență bogată în zona juridică va veni clar să sprijinim această zonă de consultanță juridică, când știți că mulți nu știu în ce direcție să o ia, trebuie să întocmim documentația aia, nu știm unde, exact. cum să obținem un anumit certificat, care sunt pașii. Și de multe ori alerg și pierd foarte mult timp, iar informațiile necesare. Sigur că da. Și fiind o zonă care se dezvoltă foarte bine cu zona de digitalizare, cu zona de informatizare, cu interconectarea, atunci sigur vom veni și vom crea un mediu propice de dezvoltare și de colaborare între autoritatea locală prin creșterea gradului de informatizare și digitalizare și totodată sprijinirea mediului economic ca o direcție foarte importantă pentru perioada următoare. Da. Doamna Roxana Lohan, știu că aveți un proiect la care țineți foarte mult. Da, este vorba despre proiectul Smart City, este proiectul echipei liberale, se referă la Romanul Digital. Practic, acest proiect vizează digitalizarea serviciilor din cadrul administrației publice locale, astfel încât să evităm aglomerarea de la ghișee, de care ne lovim constant, și să reducem timpii de așteptare. Practic, încercăm să simplificăm birocrația. Se realizează și un mod transparent în care cetățenii pot observa care este întreaga activitate din cadrul unității administrativ-teritoriale, în speță municipiul Roman. Vor exista, datorită acestui proiect, beneficii atât pentru cetățeni, pentru romașcani, cât și pentru funcționarii publici. În ceea ce îi privește pe cetățeni, aceștia vor putea depune online documentele, vor putea vedea care este statusul acestor documente depuse și totodată vor putea primi online aceste documente. Vorbim de adeverințe din cadrul registrului agricol, vorbim de certificate fiscale. Totodată, romașcanii își vor putea achita taxele și impozitele online pe site-ul instituției. Instituției vor putea achita amenzile și, cum am zis, astfel se evită aglomerarea de la ghișee. Din punctul meu de vedere, acest proiect este gândit din respect pentru romașcani și vine în sprijinul cetățenilor, care merită toate condițiile necesare, merită să fie tratat și să se simtă un cetățean european și să aibă acces la toate informațiile din cadrul instituțiilor doar la un click distanță. În ceea ce privește funcționarii, le va fi ușor și lor, deoarece cetățenii, ori de câte ori se sizează o anumită problemă într-un cartier sau într-o zonă din municipiul Roman, vor putea depune online petiții sau sesizări și ne aduc la cunoștință cu ce probleme se confruntă. La fel vor putea vedea care este statusul acestor petiții. Toate petițiile vor fi înregistrate, vor exista îndosariate în acest regim electronic și vor fi găsite foarte ușor. Din punctul meu de vedere, există beneficii pentru ambele părți, atât pentru cetățeni, cât pentru funcționarii publici. Totodată, cetățenii vor putea verifica care este stadiul bunurilor pe care le-au declarat, terenuri, clădiri, impozite, taxe, va exista un fel, un dosar al cetățeanului pe care îl poate accesa. Vedem că în anul 2020 ne-am confruntat cu o situație inedită, este vorba despre această pandemie. Practic și elevii s-au confruntat cu această situație, vorbim despre digitalizarea învățământului, însă din punctul meu de vedere, digitalizarea învățământului nu trebuie văzut ca un scop absolut. Din punctul meu de vedere, digitalizarea învățământului trebuie privit ca un instrument potrivit în acest moment prin care încercăm să creăm valori. Într-o perioadă în care pandemia ne-a ținut pe toți închiși în casă, este mult mai ușor să avem primăria de acasă, ca să zicem așa, să avem acces la toate serviciile oferite de către instituție și în acest mod și funcționarii vor fi mai operativi și vor face treaba cu mai multă ușurință. Comisia Europeană a prevăzut acest program Europa Digitală, care prevede proiecte pe perioada 2021-2027 și alocă fonduri foarte importante în ceea ce privește tehnologia. Practic, spre asta ne deplasăm, ne îndreptăm înspre tehnologie și sunt bani alocați pentru digitalizarea serviciilor din cadrul autorităților. Însă această digitalizare se încearcă atât în România cât și în alte state, nu doar în cadrul autorităților, cât și în mediul privat. E foarte ușor pentru o companie să aibă totul în mod digital,
toate informațiile. Într-adevăr, poate că vor fi persoane reticente, oameni de o anumită vârstă cărora le este greu, însă noi, copiii lor, nepoții, suntem alături de ei să îi sprijinim și dacă înspre asta ne deplasăm și dacă ne lovim constant de situații extreme, cum este această pandemie care a îngenunchiat marele state în care economia este puternică, de exemplu Germania, am înțeles că au deschis școlile pe 15 august 2020, însă sunt puși în situația de a le închide deoarece sunt cazuri foarte mari. În această situație noi trebuie să fim foarte precauți, deci digitalizarea nu este un moft, e un proiect lansat pentru cetățeni și o necesitate. Da. Poate fi accesat oricând și oriunde, de pe orice dispozitiv, laptop, tabletă, chiar și telefonul mobil. Și venim în sprijinul cetățenilor din respect pentru romașcani. Vorbim despre un proiect care, la fel, din ce spuneți noastră, va fi finanțat cu fonduri europene. Da, fonduri externe nerambursabile. Practic, localitățile urbane din România au accesul la aceste fonduri și pot implementa aceste proiecte gen Smart City și consider că romașcanii merită un astfel de proiect atât timp cât a fost implementat în unele comune din România funcționează, și el funcționează, de ce să nu funcționeze și, la nivel de municipiu. Ce înseamnă ca și timp de implementare? Când vedeți funcțional un astfel de sistem? La fel, durează până se depun proiectele și există acea perioadă 2021-2027 în care toate lucrurile se vor pune pe făgașul normal, însă e o necesitate, așa cum am zis, având în vedere pandemia. Cu toții ne-am confruntat în această perioadă cu o situație inedită și am fost nevoită să transmit anumite documente, exact. Și dacă le puteam încărca online și vedeam statusul lor că sunt primite, sunt înregistrate, stăteam liniștită. Sunt total de acord cu dumneavoastră, confirm ceea ce spuneți, că într-adevăr digitalizare înseamnă un mare avantaj pentru cetățean. Indiferent de relația pe care o ai, ai cu banca, cu, ai cu administrația publică locală, este foarte eficient, mai ales în această perioadă. Bine, te gândești că știi foarte mult timp, în primul rând, unul la mână, doi la mână, nu este riscul să te îmbolnăvești, mergând pe stradă, ești protejat și să rezolvi problemele la, cum a spus dumneavoastră, cu câteva clicuri, ceea ce nu este puțin lucru. Cu ocazia asta nici primăria nu mai face cel puțin biroul la Unic sau unde se vor putea face programări pentru audiențe online, se pot face chiar și audiențe online dacă măsurile extreme ne aduc în acea situație. Cetățeanul are acces la toate informațiile pe care le interesează. Hotărârile de Consiliu Local vor fi depuse imediat, înregistrate pe site, la toate dispozițiile care pot fi făcute publice, anunțuri, oferte și venim în sprijinul cetățenilor. Da, am intrat și noi în lumea civilizată, vorba aceea. Ați vrut să completați. Da, sigur, tocmai acel respect pe care vrem să-l arătăm romașcanilor înseamnă și această transparență și această punere la dispoziție a unei autorități publice locale cât mai aproape de cetățean și cât mai facilă pentru a putea să-i facilităm accesul și informația să ajungă la el în termen util, foarte rapid, adică la un click distanță. Sigur, acest lucru, tot această digitalizare trebuie făcută la nivelul tuturor autorităților implicate. Știm că primăria este ordonatorul principal de credite, e cel care coordonează toate autoritățile din subordine și mă refer aici inclusiv la spital, mă refer inclusiv la școli, exact, care sunt în subordinea directă a primăriei și clar acest proiect de digitalizare generală a autorității locale înseamnă o extindere la nivelul tuturor acestor autorități, înseamnă o implicare la nivel de soft și hard, ca să vorbim direct în termeni tehnici, și o transformare rapidă a tuturor acestor autorități. Totodată, cum zicea și Roxana, colega mea, e nevoie, pe lângă alocare de resurse în această zonă, și de o pregătire, o reconversie profesională, pentru că, vrem sau nu vrem, în aceste instituții lucrează persoane care sunt mai aproape de utilizarea unor gadgeturi, a unor dispozitive electronice, dar sunt și persoane care nu au reușit să aibă toate informațiile necesare pentru a se putea adapta unor astfel de transformări destul de importante. Și atunci trebuie să avem în vedere în dezvoltarea noastră și de această perspectivă a unei reconversii, a unei specializări la locul de muncă, să-i spunem așa, pentru persoane care nu au la îndemână acest lucru. Bineînțeles, asta înseamnă utilizarea unor softuri, utilizarea unei aparaturi adecvate pentru a putea face față în momentul când ajungi cu proiectul la maturitate. Cei care sunt din partea autorității locale trebuie să fie primii care să știe să utilizeze foarte bine acest instrument pe care noi vrem să-l aducem tocmai pentru creșterea gradului de confort și de protecție a romașcanilor.
clar, acum în acest moment, în anul 2020 cu pandemia, suntem cu atât mai mult forțați să punem pe tapet ca și prioritate un astfel de proiect și în cel mai scurt timp va trebui Consiliul Local să se îndrepte cu mare atenție. Dacă acum ar fi începutul școlii o atenție deosebită, imediat în perioada următoare acest proiect trebuie să-și găsească locul în prioritățile administrației publice locale. Da, vorba aceea, obligat forțat trebuie să ajungă aici, pentru că alte soluții nu vor fi. Am citit un titlu zilele astea, recunosc că n-am citit și articolul, ceva cu primăria Cluj care a devenit prietenoasă cu mediul. În primăria Cluj se renunță la tot ce înseamnă hârtie, arhive electronică, se merge pe o variantă de electronic, digitalizare totală. Și mi se pare o chestie de bun simț în fond și la urma urmei să circule informația altfel, mai ales că trăim în anul de grație 2020, când cred că un computer, un telefon din ăsta mai, cât de cât mai performant, e la îndemâna, nu chiar a oricui, dar am văzut că sunt discuții acum apropo de învățământul de începerea anului școlar, că nu toți învățământul online. Dar sigur, cred că mai toți avem la îndemână un astfel de instrument pe care îl putem folosi. Un calculator, dacă ești conectat la internet, poți să transmiți informația, poți să obții, nu neapărat ai luat hârtia și opri, cel puțin prin primărie, și că sunt probleme foarte mari. Nu vrem, asta este... Zona aceasta de arhivă electronică este parte a unui astfel de proces de digitalizare și informatizare. Nu se poate să ajungem să implementăm un astfel de proiect și să nu ai partea de arhivare electronică. De fapt, tot acolo o să se ajungă. La un moment dat o să renunțe la ceea ce înseamnă hărțogăraie, cum spun românii, bă, primăm hârtia dintr-un birou în altul. Nu, cred că cel mai simplu, sau cred că o să fie sistemul care să funcționeze pe baza unui click, am transmis, am vizat, am semnat electronic. Exact. Elimini și acea tensiune. De multe ori când vine o persoană la ghișeu, completează o cerere. A scris-o, a greșit ceva. Dom'le, iarăși nu știu cum să completeze. Partenerul de dialog nu are răbdare, că e concentrat cu altceva. Apare o tensiune din ambele zone. Romașcanul se duce, dom'le, dar eu am venit aici, vreau, te rog, să fii atent pentru mine, fii concentrat, celălalt nu te am doar pe tine, și atunci apare acel conflict în care autoritatea nu-i... Da, e impersonală legătura și atunci nu intervine decât zona de profesionalism, decât termenul la care trebuie să intre și să dai răspuns la o hârtie, și bineînțeles, când nu ajunge la timp, ai și tu instrumentul legal de a transmite o mustrare angajatului care nu s-a încadrat în timp și nu a dat răspunsul la termenul stabilit prin lege. Știți că vorbeam și anterior că faci solicitare, ai anumit termen legal în care trebuie să răspunzi, și acum într-un astfel de instrument se poate urmări acea trasabilitate a unui document sau unei activități impecabil. Deci nu mai poate nimeni să invoce absolut niciun motiv pentru... Exact, inclusiv a unui sesizări, cum spunea doamna Lohan, vor fi arhivate și sesizările, nu? Și sunt ele trebuie să aibă un traseu. Și vor exista și alerte. Deci, practic, funcționarul vede că trebuie să răspundă într-un anumit termen la acel document și vine și în sprijinul funcționarilor. Deci va fi un sistem foarte bine pus la punct. Trebuie unul complex. Credem noi că îmbinarea celor două activități și zona de informatizare, digitalizare și dezvoltarea unui astfel de centru, cel prezentam înainte, care se îndreaptă în zona economică, dar care e cu legături puternice și cu impactul acestei digitalizări și în mediul economic, ați văzut că este foarte mare. Dorim în continuare ca mediul de afaceri să fie foarte bine susținut în Roman. Chiar dacă acum am vorbit despre acest incubator de afaceri, o zonă de deschidere a unei zone de afaceri, în continuare vom avea în vedere și atragerea investitorilor importanți care generează multe locuri de muncă și care aduc, așa cum știți și am făcut și în anii anteriori, de când am început reconstrucția Romanului din 2008-2012, au venit investiții importante și echipa noastră, echipa Partidului Național Liberal, a susținut mereu și a atras astfel de investitori care în momentul de față, prin investiții, prin crearea unor locuri de muncă, au putut să genereze o bunăstare în Roman
Roman și vedem cu toții traiectul pe care este așezat Romanul în momentul de față, faptul că este mereu într-o ascensiune și asta nu poate decât să ne bucure că avem un oraș în plină dezvoltare și dorim ca mai departe Romanul să fie un oraș modern și un oraș dezvoltat. Vă fi inclus și agenții economici în acest proiect privind digitalizarea, pentru că știți foarte bine că pentru un om de afaceri, un antreprenor, contează foarte mult timpul. Timpul pierdut e dureros, îi doare pe oameni de afaceri din Roman, plimbatul pe la primărie. Ei sunt beneficiarii unor astfel de... Bine, exact. Nu, mă gândesc că dacă au nevoie de o adeverință de la primărie, nu numai persoana fizică, ci și persoana juridică, de afaceri. Programul prevede exact. Persoanele fizice și persoanele juridice. Deci e valabil și pentru unii și pentru ceilalți, pentru că, într-adevăr, sună mult mai bine. Sau poți să-ți vezi de o altă activitate a firmei. Nu să alegi de la un birou la altul în primărie să și ceri... Și știi sigur că ai depus în siguranță acele documente, sunt înregistrate și vezi exact statusul documentului pe care l-ai depus sau să primești anumite documente. Să spunem că tot așa în primul mandat al domnului Achirbae ar fi funcțional? Obligatoriu trebuie făcut acest lucru. Deci în următorii 4 ani pentru Roma, bine, dacă nu veți fi noastră, cred că ar fi bine ca cel care ar fi ales să ia aminte și să încerce să implementeze aceste două proiecte care sună foarte bine și unul și celălalt sunt vină în folosul cetățeanului fără doar și poate. Incubatorul de afaceri este bun pentru tinerii care au idei și nu numai pentru tineri care au idei, pentru cei care au idei și n-au putere financiară. Sprijiniți. Exact, trebuie sprijiniți, iar sprijinul vine tocmai pe această linie. Cam ce valoare ar avea proiectul ăsta? Deocamdată valoarea poate fi dată doar după primul studiu de fezabilitate. Dar v-ați gândit nu momentul... cu aproximație, nu... Nu puteți să vă dați seama că sunt lucruri care trebuiesc comensurate foarte clar, având în vedere tipul și diversitatea investițiilor la care se referă. E vorba de o reconfigurare a unei construcții existente, e vorba de o amenajare. Noi suntem la zona de viziune, dar ce e mai important este că acest proiect este un proiect eligibil, un proiect care, așa cum spuneam mai devreme, finanțat de la Comisia Europeană, care are ca și priorități investițiile verzi și investițiile în digitalizare cu prioritate. Bineînțeles, sunt și alte priorități, dar pentru că vorbim despre asta astăzi, sunt primele două priorități ale Comisiei Europene. Asta înseamnă că este direcția în care noi trebuie să mergem și sunt genul de proiecte pe care noi trebuie să le susținem și să le implementăm în perioada următoare în Roman. Da, sună bine. Iată că am reușit în sfârșit să prezentați un proiect. Până acum am discutat cu totul alte lucruri la emisiunea noastră, dar cu siguranță o să ne revedem și o să dezvoltăm și alte idei pe care le aveți pregătite pentru Romașcani, niște proiecte interesante. Trebuie să punem punct aici pentru că nu mai avem timp. A expirat jumătatea de oră pe care o avem la dispoziție. Mulțumesc foarte mult invitațiilor. Am discutat despre lucruri, zic eu, interesante. Am discutat despre digitalizare, am discutat despre incubatorul de afaceri care ar urma să fie construit și să vină sprijinul tinerilor și numai tinerilor, sprijinul celor care au idei bune de afaceri care merită să fie puse în aplicare, pentru că mă gândesc aici și nu vreau să închei, cred că în momentul în care vine cineva cu idei va fi analizată, să vedem dacă este fezabilă, dacă poate fi pusă în practică și dacă e o idee care poate să aducă succes. Acum mă gândesc că dacă vine cineva și zice vreau și o sprijin, dar ideea lui nu este una bună, cred că va fi refuzat și nu trebuie să se supere, nu? Important este ca ideea de afaceri să fie adaptabilă contextului economic, să fie, așa cum ați spus, o idee și sigur va fi un plan de afaceri care va fi analizat în o etapă premergătoare, pentru că, așa cum știți, nu pot să mergem chiar așa pe o fițuică, ci clar va fi o etapă de analiză premergătoare. Așa este normal. Așadar, punem punct aici. Mulțumesc foarte mult invitațiilor din această seară. Este vorba de doamna Roxana Lohan, candidat PNR la Consiliul Local Roman, bineînțeles, și domnul Leonard Archiriloae, candidatul PNL la primăria Roman. Mult succes, o să ne revedem, o să discutăm și alte lucruri. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună, să aveți, la revedere, numai bine!